Cum vei spune? Spune-ți că stăm ca pe ace. Petru s-a trezit din anestezie. Ce bine. Și e bine? Îl externați? Îl mai ținem peste noapte sub supraveghere, dar mâine îi dăm drumul acasă. Doar că o să trebuiască să urmeze un tratament foarte strict și o să trebuiască să ia calmante tari pentru durere. Okay. Nu o să fie chiar ușor. Da. Ok, bine că e bine. Mulțumim. Zi bună, la revedere. La revedere. Deci, pleci sau nu? Ne uităm, cercetăm piață. Deci dacă găsiți, vă mutați. Și dacă ne mutăm, ce? Nu e ca și cum ne mutăm în altă țară, mai putem fi prieteni în continuare. Tata o să-ți găsește alți prieteni și o să uiți de mine. Emma, eu n-am cum să uit de tine. Sorin, te rog, nu pleca. Dar nu ține de mine. Tata ne-ai zis că poți să potrești singur pentru tine. Ok. Să-ți priască mutarea, pasări. Stai. Stai să vorbim. Ce să vorbim? Spune-mi ce-am mai putea vorbi. Emma! S-a trezit Petru. Trebuie să plec. Ești ok? Da, hai să mergem. Oh, I'll be around if you... Petru! Lia! Am fost atât de îngrijorate. Da, sunt bine. Liniștește-te. Robi cum e? Și Robi e bine. Gata, nu-ți mai face griji. Vreau să-mi văd copilul, te rog. Abdul la spital. Alice. Robi e în tabără și n-o să vină acasă. Alice! Nu, Alice, Petru, stai! Petru, stai. Abia a ieșit din operație! Petru! Petru, uită-te la mine, liniștește-te! Vreau să-mi văd copilul. Abia a ieșit din operație. Dar vreau să-mi văd copilul. Te rog. Te rog, trebuie doar să te liniștești și să ieși cu bine din spital. Și după îți promit că mergem și-l găsim pe Robi și-l luăm și o să fim noi trei. Da? Te rog. Laura. Laura a murit. L-a împușcat Nadia. Operația a fost un succes, totul e bine, trebuie doar să te liniștești și dacă nu te mai stresezi atât, mâine te externează. Da? Bine, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Da. Trebuie să-l caut pe Robi. Mi-a spus el. Și tu ai ajuns să crezi un criminal? Poți nu să stau să ascult prostiile tale. Stai sau te denunț. Alice, termină cu prostiile. Renunță la proces sau te denunț. Trebuie să iau niște calmante ca să-mi treacă durerea, dar bine. Tu cum ești? La tine cum a fost? A fost bine. Corpul meu a acceptat transplantul. Serios asta înseamnă că... A acceptat corpul transplant? Vai! Yeah. Asta e o veste foarte bună. Da. Serios? Am făcut și niște analize să văd cum stau lucrurile. Poate pot să mă întorc la muncă. M-am plictisit. Ok. Păi na, bănuiesc că na. Dacă ne-am făcut abonamente și la spital. Da, ar trebui să petrecem mai puțin timp pe aici. De acord. Hai să mergem.
Robi, te-ai întors! Emma! Ce faci, Robi? Ce faci, Robi? Bine ai venit, voinicule. Mi-a fost foarte dor de tine, să știi. Cum a fost în tabără? Uite, mi-a dat un prieten, jucăria asta. E, fii atent. Am ajuns acasă. Am ajuns acasă. Oprește-te dată cu jucăria aia, că m-ai făcut cu capul tot drumul. Oprește-te dată cu jucăria aia, că m-ai făcut cu capul tot drumul. Se confiscă. Alice, dă-i înapoi jucăria copilului. Spune tu mie ce să fac cu copilul meu, da? Și hai să te spăl cu un șampon din ăla antipodul, că cine știe ce ai mai cules din tabără. Și după aceea am dat jucăria înapoi? Dacă ești cu minte, mă mai gândesc. Promiți? Nu, am spus că mă gândesc, nu că promit. Îți mai dau ochii peste cap. Alo? Da, Emma. Ce faci, Petru? Bine, uite, cu Lia am fost la spital, la control. Și ești ok? Da, sunt bine. Mă rog, pentru astea-s calmantele, nu? Auzi? A venit Robi acasă. Acum l-a adus Alice și mă gândeam că trebuie să știi și tu. Da, foarte bine ai făcut, Emma, că mi-ai zis. Știu că ești îngrijorat, Petru. Cum e? E bine? Da, stai liniștit, e foarte bine. Bine, mersi mult că mi-ai zis, Emma. Cu drag. Hai, te pup. Pa. Trebuie să-l văd. Da, normal. Da, e Alice. Petru, ești tatălui. Tu te-ai ocupat de el cât i-a fost în comă. Nu poate să te oprească să-l vezi. Hai să mergem. Hai, dreptate. Ai dreptate. E ok, plătesc eu asta. Ți-am zis? Ți-am zis. Deci da, e adevărat. Înseamnă că... Închideți. Hai să ne dai o veste proastă, nu? Da. Închideți, ne dați afară și fără compensații, nu? Am înțeles. Voiam să vă rog să vorbiți cu ceilalți, să se poarte frumos zilele astea, că o să vin cu un investitor la circuit. Deci vindeți? Nu știu dacă vrea să cumpere sau să investească. A zis omul că vrea să vadă. Petrica? Ce a zis Petrica? Petru a zis că nu, dar nu e doar după el, e după cifre. Pavel, dar dacă facem evenimentul ăla și, nu știu, găsim sponsori, Tony, poate... Tony, te rog, nu insista. Asta e o afacere de familie și e momentul să fac ce e mai bine ca să nu intrăm în faliment. Așa că de asta, vă rog, vorbiți cu ceilalți. În voi am cea mai mare încredere. Hai, am plecat. N-am plătit. N-ai... Ai bani? Sună-l pe Petrica. Ce să facă? Abia a ieșit din spital. Da, a ieșit. Nu știm unde e. Nu știm. Nu știm unde e. Sună pe Dana. Și ce zici? Sună pe Daniela. Mă zică! Alo, bună, Dana. Nu, bună, Dana. Fii drăguță, fii cu... Petru a ieșit din spital, a venit acasă. Da, știi, vrem să trecem și noi, să-l vedem dacă se simte ne bine. Ne e dor de el. Să-i aducem ceva. Ne e dor de el, știi? Înțeles că o să ajungă mai târziu. S-a oprit să-l vadă pe Robi și nu știu cât durează. Păi... Bine, mersi mult. O să vorbesc cu băieții să vedem cum ne organizăm și venim. Bine, mă țineți la curent. Da, bine. Ce zici? S-a dus să-l vadă pe Robi. Bun. Barem știu unde e. Ce facem acum? Acum... Mi capitan, avem o misiune. Da! Bună! Sorine! Ce faci?
Ce mă bucur să te văd. M-a trimis mama să-ți aduc niște haine și uite, a pus niște mâncare. Mamă, ce bine că a pus mâncare, pentru că hainele astea sigur nu mă mai încap. Ia uite. Da. Se vede un pic. Mi se pare că se vede mult.